Salut. Asculți Poetic Podcast, realizator Gabriela Fecioru. Poetic Podcast este parte a campaniei Poezie 4D, o inițiativă a Asociației Șapte Arte de promovare a poeziei contemporane. Un proiect cofinanțat de administrația Fundului Cultural Național 2023. Bună ziua, suntem la Poetic Podcast. Eu sunt Gabriela Fecioru și l-am invitat astăzi alături de mine pe poetul Șerban Mihalache. Am să-l introduc puțin ca să știm despre cine este vorba și cu cine vom, vom avea de uh, discutat în cele ce urmează. Șerban Mihalache este născut în 1993 la București, a urmat studiile de licență și masterat la Facultatea de Electronică, Telecomunicație și Tehnologie Informației a Universității Politehnica din București, cu o specializare inițială în micro electronică. Din 2017, predă în cadrul aceleiași instituții. În 2023, a definitivat un doctorat, având ca temă analiza și prelucrarea semnalului vocal și utilizarea sistemelor cu inteligență artificială pentru recunoașterea automată a emoțiilor, a stresului și a minciunilor din vorbire. A mai publicat demo volumul de poezie. M la editura Paidea în anul 2020 și poeme în revistele sau pe platformele Golan, Euphorion, Planeta Babel, Literatura, Noise Poetry și O Mie de Semne. Bine ai venit! Șerban, ce faci? Să rămână, Gabriela, să rămână pentru invitație. Mă bucur să ne auzim. Cum ești? Cum te găsim azi? Bine, bine. Chiar, chiar Într-o într stare de spirit potrivită întregii, întregii laturi poetice, de abia ce am primit o, o invitație, care m-a bucurat foarte mult, din partea lui Claudiu Comartin și a Anei Toma și a Anca Ichimoiu, de a lectura alături de el la un eveniment dublu mâine, aici în București. Și chiar înainte să începem discuția noastră. Mi-alegeam poemele, stabileam strategia, încercam să mă cronometrez, să văd că mă încadrez în timpul alocat. Așadar, te găsim în jurul grupării Max Blecher și în jurul editurii Max Blecher și este foarte bine că se întâmplă asta. Ce fel de poezie scrie Șerban Mihalache? Nu știu, niciodată nu știu să răspund la chestia asta, când... Mai apare întrebarea? Sigur, fundamental, cum a identificat și el, cum au identificat și alte persoane, să zicem că este poezie SF sau poezie cu o anumită care, care se învârte într-o anumită tematică lingvistică și estetică. Evit postumană, că în, în zona umanistă postumană înseamnă altceva. Hai să zicem transumanistă. Hai să zicem ceva care să bine naturalul cu artificialul, ceva care să bine vechiul cu noul. Cel mai mult... Cel mai, sunt, sunt, niveluri diferite la care se poate lucra pe text. Sigur că toate sunt importante și îmi imaginez că un poet, indiferent de gen, un poet bun, serios și profesionist se ocupă de toate, se îngrijește de toate, este atent la toate simultan, în egală măsură. Dar dintre toate nivelurile, mai mult decât cel semantic, mai mult decât cel imagistic, pe mine mă interesează cel mai mult nivelul fonetic, nivelul de jos al limbajului poetic. Și atunci lucrez cât de mult pot pe prozodie alternativă, pe prozodie proprie, încerc să născocesc inclusiv în anumite situații tot felul de cuvinte, fie, fie hibridizând cuvinte care există deja în, în limba română, fie importând semibarbar cuvinte din alte limbi, astfel încât să iasă, hai să zicem, un fel de limbă semi-proprie, dar care să aibă să aibă o anumită muzicalitate, încerc eu distinctivă și recognoscibilă în orice situație. Să poți să să-ți dai seama după rit, după flow, <laughs> despre ce este vorba și în ce context vine. Cred că, precum orice om care cunoaște cât uși de puțină în muzică sau uh, câte ceva din uh, din acest uh, spectru și tu ești uh, ancorat în felul în care sună poezia, tocmai pentru că uh, cunoști destul de bine, nu? Uh, felul în care sună anumite instrumente muzicale pentru că se pare că și cânți la anumite. N-am mai pus mâna din păcate de mai bine de 10 ani serios pe un instrument dar am avut mare noroc având-o pe mama mea profesoară de muzică și pe de o parte sub influența ei în sensul de încurajându-mă să ascult cât mai multă muzică, inclusiv contemporană, mai ales muzică clasică a secolului 20, foarte avantgardistă la momentul respectiv și în același timp ea fiind muzicolog de bază, este tobă de carte pe partea de teorie muzicală, de istoria muzicii și a, a ținut foarte mult, să zicem că acesta a fost proiectul ei de suflet, să îmi transmită cât de mult a putut din acea latură, din acea zonă. Și inițial, cu împotrivire din partea mea, ulterior cu îmbrățișare, am pătruns și în direcția respectivă și, într-adevăr, cred că s-au. Cred că, cred că și-a lăsat amprenta asupra mea într-un sens bun și util. Acum, nu cred că e bine totuși să se facă obsesie din nimica și, din păcate, eu am cam făcut obsesie din latura aceea. Chiar și în ce îți descriam înainte, de foarte multe ori îmi dau seama. Iau, de exemplu, poeme ale altora, citesc volume ale altora și sunt anumite idei sau anumite imagini foarte importante, foarte reușite, foarte puternice... Care sunt redate acolo, dar care nu au sonoritatea și fluența pe care le-aș avea eu în ureche citindu-le. Și asta nu că îmi displace, dar hai să zicem că. A aș fi vrut să sune altfel, aș fi vrut să fie formulată altfel. Și încep să mă gândesc că eu cum aș fi formulat-o pe asta. Ceea ce, e arogant, dar nu asta vreau să fie, că în niciun caz nu ai intenție. În niciun caz nu spun că aș fi putut eu să fi scris mai bine. Din potrivă, de foarte multe ori mă trezesc față în față cu situația că mi se pare că a ieșit un text sau o secvență care sună bine, dar care nu este de vreo mare valoare semantică sau de vreo mare valoare știu și eu uh, ideatică în contextul vremii sau în contextul în contextul peisajului poetic contemporan este mai degrabă pur și simplu o, un exercițiu stilistic, dacă vrei. Este mai degrabă pur și simplu un exercițiu stilistic. Dar dacă aia, a ajuns să fie zona care m-a atras cel mai mult, e la noroc în ce măsură exercițiile respective stilistice ajung să aibă și validitate pe de-a întregul ca texte sau în ce măsură trebuie lăsate deoparte pur și simplu ca jucării, ca exerciții la propriu. S-a întâmplat să te descoper într-una dintre edițiile Max Blecher, momentul în care citea, era invitat și citeai niște poeme, dar mi s-a părut că le citești într-o manieră diferită. Am auzit ce formare ai, ce formație sau din ce zonă vii și am rămas ușor frapată că cineva care vine dintr-un domeniu atât de puțin artistic, tehnic, um, prezintă cu spectaculozitate, într-un fel sau altul, niște poeme, aș spune, foarte mult mai bune față de poemele unor oameni care vin și sunt formați exclusiv filologic, de la început și până, până, până în momentul în care publică ceva. Iar asta m-a făcut să mă îndrept cu precădere asupra poeziei tale și să caut poeme și să citesc și pe alte platforme și să caut tot ce se poate despre tine, pentru că m-a entuziasmat să văd că a pătruns poezia până acolo unde noi credem că n-ar putea să încapă. Pentru că în zona ta, la Politehnică. Mai degrabă se cere rațiune și uh, mai puțină emoționalitate, să spunem așa. Sau, bine, asta este părerea noastră superficială a celorlalți uh, exclusiv umaniști. Ce poeți te-au uh, inspirat? Ce poeți citești cu plăcere astăzi? Ce fel de poezie te atrage? O să, o să ți răspund și la întrebarea asta cu șica, dar dacă îmi dai voie, fac o mică divagație în patru pași la ce ai, la ce ai zis anterior. Partea la sensu de performance, de, de, recitare, de citire a, a, poemelor. Hai să zicem că teatralitatea respectivă, dacă i-am adus înainte elogii mai că hai să-i aduc elogii și lui taică eu. Teacum este om de teatru, este critic de teatru, a... a avut și el influența lui asupra mea, și să zicem că din partea respectivă, din direcția respectivă, vine această. o anumită afinitate pentru spectacol. Afinitate pentru care am fost și certat în anumite situații. Nu, nu, nu mi-a leg cu suficientă înțelepciune momentele când să fie manifestată auba dar, uh, na, fiecare cu păcatele lui. Cât despre uh, natura, natura formării mele și toată, toată natura, sigur, fundamentală, rațională a domeniului științific din care vin. Pe de o parte, sigur, ai dreptate, nu e, să zicem, atât de mână în mână, în general, o astfel de astfel de, astfel de predilecții și îndeletniciri secundare și diletantisme sau poate cu un pic de noroc nu doar diletantisme din partea celor din zona aceasta, dar pe de altă parte o să forțez un pic nota, deși cunosc direct și artiști, în speță poeți, care vin din zona pur matematică, și care scriu poezie foarte interesantă și foarte reușită, o să întind totuși un pic coarda ca să mă, mă alint vis-a-vis -vis de inginerie, prin faptul că, hai să zicem că ingineria este un pic la graniță. Nu e știință pură, ci este și destul de artă în povestea asta. Dacă vrei... Ingineria și diversele forme de inginerie. În cazul meu particular a fost inginerie electronică. Calculatoare, hardware, software, lucruri de genul acesta. Dar nu are importanță. Poți să ingineri inginer constructori, poți să fie ingineri, ingineri chimiști, nu contează. Este spiritul ingineriei, filozofia ingineriei, care este în egală măsură arta aproximației și arta compromisului. Ori lucrurile astea îți dau un echilibru foarte bun. Zic eu. Și îți. Te, te, te predispun către, să zicem, orizonturi mai largi. Arta împiedică știința să devină inumană, știința împiedică arta să devină ridicolă. Ceva de genul acesta. Și e, e bine. E, e foarte sănătos un, un echilibru de genul acesta. În plus, bun, în ziua de azi, nu vreau să aventurez să. să, să... Fac speculații, dar cel puțin în alte vremuri, cu decenii în urmă, că erai medic, că erai avocat, că erai inginer, că erai arhitect, cunoșteai un instrument muzical, aveai lecturi cu ghiotura se făceau, poate nu în fiecare seară, dar suficient de des organizau serate, discuții, în salon și așa mai departe. Deci, hai să zicem că aceste, aceste lucruri nu sunt atât de mult în urmă, astfel încât să se fi pierdut forme, culori și tendința către ele. Întrebai, întrebai de poeți. Chiar cu tine, cred că aveam discuția la un moment dat, Că mult mai mult mă atrage poezia scrisă de femei din toată poezia contemporană pe care o citesc, și nu numai contemporană. Bun, sigur, undeva pe un piedestal special rămâne pentru mine Marin Sorescu. Cândva prin 2016-2017 am descoperit și eu seria de nocturne de poezie organizate de Arcen. Cred că 2017, totuși. Citea Svetlana Cârstean în seara respectivă nu singura, dar na, ea era headlinerul în seara aceea. Pentru mine era o chestie spontană, adică nu de mult nu, nu mai avusesem contact cu zona literară, nu fusesem la evenimente poetice înainte, mai deloc. Dar uh, m-a atras, mi-a plăcut foarte mult ideea, mi-a plăcut foarte mult atmosfera. Când am ajuns acolo am dat ochii cu Răzvan Supa, care m-a recunoscut imediat, deși nici n-aș fi îndrăznit să mă gândesc la asta. <laughs> și m-a salutat și a fost foarte cordial și primitor și a fost o plăcere. Și după aia lecturile au fost foarte reușite. Din vari motive am început din nou să mai scriu și încercând să mai scriu, mi-am dat seama că nu prea merge, nu iese nimica de vreo valoare, oricât de subiectiv să fii, nu este nimic de vă valoare și atunci este mult să ai să încep de fapt invers în ordinea operațiilor, așa cum se face de fapt sau cum ar trebui să fie făcut. Nu văd nicio șansă de a scăpa de această regulă. Obligatoriu trebuie citit de cel puțin... 10-20 de ori mai mult cantitativ decât scrii. Deci pentru fiecare... Pentru fiecare 10 versuri scrise, trebuie cel puțin 100-200 de versuri citite, după ureche, orientative. Dar ideea e aceeași. Și încet, încet au trecut anii, 2018, 2019, 2020, am început să citesc din ce în ce mai mult, am început să mai scriu din când în când și am început să mijească niște potențialități. De curiozitate am eu și cu siguranță că și ascultătorii noștri se vor întreba, este o întrebare pe care o adresez foarte subiectiv și din pura mea curiozitate ca de la poetă la poet. Cum scrie Șerban Mihalache? Are anumite tabieturi? Necesită o atmosferă anume scrisul lui sau scrie aleator, cumva scrie pe pagini pe hârtie sau scrie pe pagini virtuale? Cum preferă? Um, necesit o atmosferă, dar nu e deloc consecvent felul în care se creează acea atmosferă. Am scris uh, poeme de aici de acasă din birou de unde vorbim acum uh, fără, fără nicio problemă. Am scris poeme de afară, din parc, am scris poeme din barurile mele preferate, am scris poeme la un moment dat la facultate, când aveam niște pauze mai lungi, niște ferestre în orar, între cursuri și seminare și laboratoare. Um, ce contează în general este o atmosferă. Uh, care, mă rog, sigur că într-o bună măsură vine de la sine în contextul potrivit, dar bineînțeles că poate să fie încurajată și stimulată. Ascultând muzica potrivită, bând o bere două, plimbându-te, fumând diversele, diversele elemente care să contribuie la crearea unei anumite, unei anumite stări de spirit. În general, în cazul meu personal, asta se întâmplă mai degrabă noaptea, dar sigur că a fi huhurez, a fi pasăre de noapte și a sta până la 4-5 dimineața, făcând diverse lucruri, inclusiv scriind, nu este compatibil cu o societate în care trebuie să trăiești. Așa că, na, nu foarte des îmi pot permite să fac acel lucru. Dar cel mai confortabil mă simt scriind noaptea, când uh, și fizic și psihic totul contribuie la, la, la crearea acelei atmosfere. Și ai o anumită senzație când știi că toți dorm în jurul tău și uite tu ce lucruri faci pentru eric prin cotloane. <laughs> aceste lucruri interzise de societatea contemporană. Vă rugăm să nu ne amendați pentru poezie. Ei bine, eu știu că tu predai la universitate, cum se raportează studenții tăi. Știu că tu scrii poezie, bănuiesc că se conectează la rețelele de socializare și mai urmăresc așa din câte ceva din ce postezi, poate sau din, din ce apare în online în, pe platforme, de pildă, că citesc că și fără să vrea uneori poeme ale tale sau măcar că au văzut, măcar unul dintre ei și a dat zvonul în toată universitatea. Cum te percep ei și cum... Oare ai și studenți poeți la Politehnică? Aș întreba. O să-ți o să răspund la prima parte cu două anecdote, și apoi și la a doua parte. Um, am avut două experiențe diametral opuse vis-a-vis -vis de chestia asta. În general, marea majoritate habar n-au, nici n-au cum să afle și nici nu i-ar interesa dacă ar afla. Ceea ce este absolut perfect rezonabil. Îmi convine să am această viață dublă, <laughs> dacă vrei. Um, un număr de foști studenți au descoperit la un moment dat uh, faptul că mai scriu și mai public și au fost foarte entuziaști și încântați de chestia asta și chiar când am fost invitat cu generozitate de Sorin Despot și Mugru Grosu să urc pe scenă la seria lor de evenimente de spoken word care se află momentan într-un hiat uh, m-am trezit cu jumătate de oră înainte, când eram pe acolo în pregătiri și încercam să intru în atmosfera, în starea psihică potrivită, m-am trezit cu doi, doi foști studenți de mei care veniseră și ei să asiste, ceea ce a fost foarte flatant, foarte plăcut, desigur, cum să nu. Diametral opus de chestia asta, ajunge la mine, la urec la un moment dat, de la o fostă studentă, că Uh, aflaseră, aflaseră, colegii ei că mai scriu poezie și va, eu ce mișto, nu știu ce. Și după aia mă întâlnesc cu ea într-un context cu mai mulți oameni și aflu, o întreb, o întreb, așa, în glumă, că ce mai fac fanii mei de la grupa respectivă? Și îmi zice ea foarte serios că să știi că numărul a scăzut la zero. Păi ți-au găsit instagram -ul și ce? Că n-am pe Instagram poze cu mine, am numai poze cu poeme, am numai postări cu poeme de ale mele. Exact! <laughs> deci se pare că n-au fost foarte încântați unii dintre ei. De ce au găsit acolo? Cât despre... Care era a doua parte a întrebării de... A, ah, dacă am eu... Dacă știu eu printre ei să aibă astfel de afinități, astfel de preocupări. Mi s-a întâmplat odată, un fost student să îmi spună că, vai, știți, e... fac o paranteză, eu nu le impun niciodată nici să mă tutuiască, nici să mă vorbească cu dumneavoastră, e las fix pe ei cum simt, cum vor. Și cel mai amuzant e când apare cineva nehotărât, care alternează pertul cu pervul, eventual chiar în același paragraf. Îmi scrie un băiat la un moment dat că am văzut că scrieți și dumneavoastră și nu știu ce, și mi se pare foarte miștoci. Iese acolo și chiar voiam să te întreb dacă aș putea să-ți niște poeme, să vă uitați pe ele, observ jocul, să vă uitați pe ele, să nu știu ce. Da, sigur, cum să nu. Nu sunt eu vreo, vreo voce definitorie care să stabilească ce și cum pe acolo, dar și îmi trimite, și m-am uitat, și i-am oferit un feedback ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce mi s-a părut că ar trebui altfel, ce mi s-a părut că ar trebui, în ce direcție mi s-a părut că ar trebui insistat a fost foarte recunoscători, i-am mulțumit, mi-a mulțumit. Am mai vorbit de, nu știu. <laughs> de... <laughs> da. Deci mai sunt, mai sunt. Dincolo de experiența mea personală și studenți de-ai mei, știu foarte bine că există voci lirice puternice și deja din ce în ce mai cunoscute, mai cunoscute și decât mine, bineînțeles. Doamne, cum să nu. Din, din zona, chiar, chiar din Politehnica București Cele două exemple care îmi vin în minte acum sunt Iren Sorg, care a publicat și în poesis internațional Ea fiind studentă la Automatică, cred că e anul 2 în momentul de față Respectiv, Denisa Arcip, care a fost invitată și la festivalul Poezia de la Bistrița Poezia e la Bistrița, în fine a, a urcat pe scenă, a, a fost foarte bine primită acolo, la fel, și e, se ocupă, se ocupă și este în zona poetică cu mult timp înaintea mea. Deci mai sunt, mai sunt astfel de anomalii din zona politehnicii, mai ales și nu numai infiltrate în zona umanistă anomalii frumoase și îmbucurătoare, aș zice. Discuția se va duce mai departe înspre cenacluri și înspre grupări de poeți și te-aș întreba dacă ai mai fost și altundeva invitat decât uh, la Institutul Blecher și cum te-ai simțit, uh, cum uh, cum ai găsit oamenii de acolo, cum ți s-a părut uh, și uh, dacă ți-a plăcut sau nu? Primul contact cu un astfel de mediu, să zicem, mai interactiv și la care să am și eu ocazia să pun mâna pe microfon, a fost la seria de evenimente organizate de Lit Out Loud, adică de Sorin Despot împreună cu Tiberiu Neacșu și cu Ligia Cheșișian, când uh, aveau diversi uh, poeți, sau nu doar poeți, erau și prozatori invitați, cu care aveau discuții, dezbateri, care lecturau și, după aceea, la final, organizau și mici momente de open mic. Și atunci a fost prima ocazie în 2021, în vară. A fost prima ocazie când am pus și eu mâna pe un microfon și. Ca adult, să zicem, și ca om care, care vrea să abordeze poezia cu seriozitate. Uh, și am, am avut parte de o uh, primire foarte încurajatoare, și prima oară când am fost invitat concret să citesc împreună cu alți poeți la un. La un eveniment, a fost de către Marian Mihai la Noise Poetry, cu ocazia împlinirii a trei ani de când era înființat uh, clubul de lectură și platforma corespondentă, de când erau înființate. Și a fost foarte plăcut atunci, cu ocazia i-am și cunoscut pe viu pe Vlad Mușat, pe Marian Neguțu. Și atâtea astea, acestea au fost, adică a fost Noise Poetry, a fost invitația lui Claudiu la Institutul Blecher și ulterior a fost invitația lui Sorin și a lui Mugur pentru seria lor de evenimente de Spoken Word. Și toate, toate experiențe foarte pozitive pentru mine, din care simt că am învățat mult, cu care m-am putut antrena și judecând după <fie> feedback-ul imediat la momentul respectiv de la evenimentele respecti... de la acele evenimente și ulterior și după un număr, după un anumit timp pozitiv în general și constructiv în critică a fost foarte... a contribuit foarte mult la a mă dezvolta mai departe și a, a ști încotro să șlefuiesc, cum să, pe ce să mă concentrez și m-a ajutat mai mult indirect, dar m-a ajutat foarte bine să încerc să-mi dau seama care puncte ar fi mai bune, mai tari și mai oportun de speculat de mine în direcția în direcția poetică versus altele. Deci toate au fost experiențe foarte pozitive, pentru care sunt foarte recunoscător. Spunea acum despre noi și am și citit, bineînțeles, acolo poeme ale tale, dar văzusem câteva fotografii. E clar că vorbesc cu un poet care nu numai că este atipic în poezia pe care o scrie, dar e atipic și ca înfățișare, o înfățișare de artist. <laughs> <laughs> la capitolul cum trebuie să arate un scriitor cred că cred că te încadrezi eu foarte bine dar nu pe gustul celui care a scris articolul care vizează ideea mea și noi știm foarte bine că e ceva din interior acum știi la ce m-am gândit când am văzut fotografiile m-am gândit la ceva la care poate că se vor gândi mulți dintre ascultătorii noștri sau cei care citesc poezia sau văd fotografii cu tine sau te văd în vreo circunstanță, în tricou, nu știu, cu mâneci scurte, și o să, o să se gândească la următorul lucru: Măi, oare ce reprezintă aceste tatuaje interesante de pe corpul acestui poet? Și a fost o întrebare pe cât de superficială, adresată de mine, mie, însămi pe cât de superficială, pe atât de. pe atât de. cum să spun, pe atât de sofisticată și, și care m-a dus într-o direcție anume. Și uite, acum, acum e o ocazie bună să discutăm și aspectul ăsta, dar nu, numai dacă vrei, pentru că nu e neapărat în legătură cu poezia, e o curiozitate. Dar lămânește mă te referi de ce port tatuaje sau de ce cele pe nu, care ce le port sunt ele? cele pe care și, le port. Uh, ce reprezintă ele, cred că au o explicație unică. am înțeles. Uh, și ele vin în aceeași idee pe care ți o descriam la început vis-a-vis -vis de, să zicem, estetica ce mă atrage cel mai mult, inclusiv în materie de poezie. Și anume amestecul de vechi și nou, de natural și artificial. O să construiesc niște mici exemple, pentru că mi-e cel mai simplu așa și de obicei în felul ăsta. Dacă ai fost în Paris, în particular în zona de fonds, zona, zona industrială, zona de birouri de acolo, e un amestec foarte bun, din punctul meu de vedere, arhitectonic, urbanistic de fapt, nu arhitectonic, urbanistic, uh, din acest punct de vedere. Pe de o parte ai clădiri... Clădiri de beton, cu tot felul de unghiuri ascuțite, clădiri de metal și de sticlă, cu tot felul de unghiuri ascuțite, cu tot felul de elemente din acestea, oarecum agresive, dar într-un sens bun. Clar, nenaturale. Deci, aceste lucruri pot să fie descoperite acolo. Ai pe de o parte, Dita, mai clădirile de sticlă, de metal, de beton, cu tot felul de unghiuri ascuțite care îți clipesc în soare sau care. Se uită la tine înfricoșător noaptea. Ai, nu știu care este cuvântul, presupun că piață, dar nu piață în sensul nostru ca piața romană, piața universității, în sensul de plața în, în engleză. Deci o zonă pietonală, publică, amplă, largă, deschisă, betonată, într-o anumită măsură, terasată, pe unde te poți... Și care conectează tot felul de alte spații, tot felul de alte clădiri. Deci, dacă vrei, cum ar fi fost astfel de spații pe Coruscant în Star Wars. Um, ai toate aceste elemente antropice și relativ agresive, dar presărate printre ele ai. Scoaruri verzi. Ai Dita mai pomii care se înalță până la nu știu ce etaj sau care coboară de undeva de, de la nivelul subsolurilor clădirilor și urcă până la etaj. Ai mici bucăți de pajiște, ai scări în spirală care te coboară de la un nivel la altul, între timp trecând aproape prin toată inflorescența de frunze, forțez un pic cuvintele. Acest amestec de organic și anorganic de acolo mi-a plăcut foarte mult și este unul dintre este una dintre manifestările fizice reale ale acestei idei, cele mai reușite din punctul meu de vedere. O alta care mie îmi place foarte mult, dar sunt într-o minoritate cu această opinie, <laughs> e Casa Paucescu. Fostul sediu al Ordinului Arhitecților din România, care este aici, în București, lângă Piața Revoluției, lângă Biblioteca Universitară Carol, dar când a fost. pentru a fi preluată să devină Ordinul Arhitecților din România, a fost recondiționată construindu-se un, un întreg nou edificiu de sticlă și metal în interiorul fațadei de cărămidă rămase de dinainte. Și atunci, din nou, același amestec de ceva vechi peste ceva nou, ceva cât se poate de modern, materiale precum sticlă și metal, cu materiale clasice, materiale mai tradiționale. Genul acesta de amestec, genul acesta de lucru mă atrag foarte tare și mi se par foarte, foarte interesante din punct de vedere estetic. Și acum, cu acest foarte lung preambul. Asta se reflectă și în aceste tatuaje, și în piercingurile pe care le port în urechi. Metalul nu este un material ne la locul lui în carne. Face un contrast potrivit, sau mai corect spus, o juxtapunere potrivită. Iar tatuajele respective pe care le port pe mine cu, mă rog, simbolurile lor grafice, nu sunt atât de importante a fi luate de sine stătătoare, și ce înseamnă asta, ce înseamnă asta, a, asta seamănă cu un circuit, a, asta seamănă cu uh, un fagure, nu știu ce, nu știu cum, cât mai degrabă pe ansamblu. Luate pe ansamblu ca elemente grafice, în aceeași direcție transumanistă, în aceeași direcție de. Uh, în aceeași direcție cyberpunk, dacă vrei, deci ca un fel de piele 2.0 pe o ființă umană 2.0. Toate sunt gândite să reprezinte și estetic, și într-o uh, formă vizuală, funcțional, elemente care ar putea să se regăsească pe o piele artificială pe care avea-o pe tine. Ca în tot felul de lucrări de SF. Mă gândesc mai ales la William Gibson și la. Uh, seria lui de volume la Neuromancer, la Count Zero uh, dar și alte lucrări de SF care ies din zona literaturii uh, ideea aceasta de implanturi de, 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 de uh, membre artificiale, de organe artificiale sau a căror funcție fiziologică este extinsă prin echipamente prin echipamente electromecanice. Măcar din punct de vedere vizual mă atrage ideea respectivă. Mulțumim pentru lămurire. Nu credeam că vei răspunde, no, pentru că îl nu spun este o orice. întrebare neapărat despre poezie, dar mulțumesc, mă simt răspund onorată în latitudinea ta, dacă cu, rămâne să Cu uh, aceste brațe naturale pe care încă le ai, nu știm, nu știm ce va urma, nu știm, dar uh, ne poți uh, citi un poem, uh, îl așteptăm încă de la începutul uh, conversației. Am avut dacă un, îți face plăcere, um, sigur, am avut răbdare sigur. și am fost cu <laughs> și, uh, și am așteptat și să ne spui și de unde e. Poate chiar din uh, volumul care este să apară. Actually, am o altă idee. Te ascultăm, te ascultăm cu minți. Face ție, scriptutorule, intoleranța ta e rezonabilă, disprețul ponderat. Nu te preface că m-ai uitat, dirijând atomi diformi spre nașterea mea defalcată. Escadrilele ADN-ului la oaltă mi-au desenat organigrama zecilor de fețe trase în carne. Cu ele mă privești de la distanță, numărându-mi cui rasatele în flăcări, orbitând în jurul unui umăr. Primul meu cuvânt a fost un număr, pitit în mijlocul vreunei parole slabe, cum mi-a fost mereu discernământul. Dar într-o zi voi moșteni Pământul. Și vor da în clocot toate piețele, surpându-se betonul în silabe. Dacă poetul Șerban Mihalache va moșteni pământul, ne întrebăm noi cu ce vom rămâne, noi cititorii. Desigur, cu poezia lui, nu-i așa? Vom fi la fel de ascultători și atunci. Cu descrierea pe care ai făcut-o în uh, momentul în care răspundeai uh, sau încercai să faci preambulul la explicația pentru tatuaje. Uh, Mai ai făcut să mă gândesc la filmul uh, după cartea Delta lui Venus, a uh, lui Ana Esnin, în care protagoniștii sunt un el și o ea. El vine cu o barcă pe mal, ea îl așteaptă de multă vreme și... El îi spune în felul următor, descrie ce vezi în jur, dar Descriem cu amănunte, descriem exact. La Asta am mai făcut să mă gândesc pentru că descrie într-un fel atât de poetic. <laughs> Și um, îți mulțumesc pentru sinceritate, pentru naturalețe, pentru plăcutul nostru dialog și mă bucură deschiderea cu care ai venit înspre, înspre noi și uh, sperăm să sperăm să apară, nu știm când, vom urmări volumul tău de poeme. Cu siguranță că sunt câteva elemente care ne-au ne -au stârnit astăzi sau ne-au atras atenția astăzi asupra, asupra poeziei tale, asupra ta ca personalitate și asupra poeziei tale. Și, uh, nu știu, uh, cred, că, cred că a fost un timp plăcut și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Absolut, și eu îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai înaintat-o și mi-a făcut mare plăcere să discutăm și mă bucur că am câștigat și încrederea ta. <laughs> Într-adevăr, sper să, sper să urmeze lucruri bune și frumoase și productive pe acest plan în viitor și care să aducă un plus. Nu, nu ne îndoim de asta și îți urăm succes în continuare și nu știm ce înseamnă exact succesul ăsta literar în România, dar, dar încercăm să fim pozitivi, să ne păstrăm această stare de bine. Și, dragi ascultători, a fost Poetic Podcast cu poetul Șerban Mihalache, de care veți auzi, veți auzi și veți auzi. Mulțumesc. Ai ascultat Poetic Podcast, partea a campaniei de promovare a poeziei contemporane către publicul larg, Poezie 4D, o inițiativă a Asociației Șapte Arte, cofinanțată de administrația Fondului Cultural Național 2023. Îți mulțumim.